Isaia, capitolul 27, versetul 12 și 13. În vremea aceea, Domnul va scutura roadele de la cursul râului până la râul Egiptului, iar voi veți fi strânși unul câte unul copiii ai lui Israel. Și în ziua aceea se va suna cu trompeta cea mare și atunci se vor întoarce cei ce piereau în țara Asiriei și cei împrăștiați în țara Egiptului. Ei se vor închina înaintea Domnului pe muntele cel sfânt la Ierusalim. Capitolul 27, așa cum am spus, trebuie să fie ultima pagină din acest material. Pagina 67. Așa. Capitolul 27. Vedem cuvântul cheie este în versetul 12. Am citit versetul 12 și anume cuvântul strânși. Voi, le spune Dumnezeu, veți fi strânși și de la nord și de la sud, adică din Asiria, din Egipt, și veți fi aduși la Ierusalim și vă veți închina acolo Domnului. Vorbește despre Israelul în mod colectiv, ambele împărății, în casa, întreaga casă a lui Iacov, ni se spune aici. Și în versetul 1, în capitolul 27, se vorbește despre legarea lui Satan și distrugerea împărăției lui. Împărăția lumii acesteia este condusă acum de Satan și locurile înalte ale lumii acesteia sunt sub autoritatea lui, dar spune în ziua aceea, Domnul va lovi cu sabia lui cea aspră, mare și puternică, Leviatanul, este limba simbolic, în paranteză spune Babilonul, șarpele fugar, Asur, în paranteză, și din nou Leviatanul, șarpele inelat, Babel, și va ucide balaurul de lângă mare, Egiptul. Acest limbaj simbolic, spune Leviatanul acesta, este în mod simbolic Satan. Șarpele fugar este Asiria, face referire la râul Tigru, nordul Israelului, Asiria, nord-est mai exact. Șarpele inelat, spune aici Babel, face referire la râul Eufrat, iar balaurul Egiptul, spune simbolul întunericului. În următoarele versete, Israelul cântă despre protecția și grija lui Dumnezeu. Dacă poate cineva să citească versetul 2. În ziua aceea cântați viei cele mai alese. Cântați viei cele mai alese. Și este această cântare de laudă pentru că Dumnezeu îi protejează. Vreau să vă amintesc la începutul acestui grup de capitole, de la 24 la 27, am spus că este o profeție în grup. Dacă până acum au fost profeții împotriva națiunilor în mod individual și chiar împotriva lui Iuda și a împărăției de nord, această profeție, aceste capitole vorbesc despre judecata asupra națiunilor care se ridică împotriva Israelului și acesta este ultimul capitol din acest calup. Și vorbește, iată, despre ziua aceasta când Dumnezeu îi va strânge la un loc. Strânși veți fi și vă veți închina înaintea mea la Ierusalim. Versetul 5 și 6, în această cântare ei vor vorbi, spune, sau dacă vor căuta ocrotirea mea, vor face pace cu mine, da, vor face pace cu mine. De atunci înainte Iacov va prinde rădăcină, Israel va înmuguri și se va umple lumea cu roadele lui. Este vorba despre perioada împărăției, atunci când capitala mondială va fi la Ierusalim, Israel va înflori, va înmuguri, se va umple lumea, spune, cu influența lor și Iisus va domni la Ierusalim pe tronul lui David, iar Satan, șarpele cel vechi, cum este numit aici, Leviatanul, va fi închis pentru această perioadă de 1000 de ani. Așa. Și sfârșitul acestei lecții până la capitolul 27, versetele 12 și 13, ce am citit la început, este consumarea glorioasă. Adică cum se vor sfârși toate lucrurile în glorie, restaurarea finală a lui Israel în țara promisă. Sigur, în glorie pentru poporul lui Dumnezeu. Isaia este profetul lui Dumnezeu trimis la poporul lui Dumnezeu. El însuși face parte din poporul lui Dumnezeu. Și așa se termină acest calup de capitole care vorbesc despre judecata națiunilor și restaurarea lui Israel.
Și ajungem acum la materialul, la paginile care vi le-am dat astăzi și cred că o să reușim să vorbim doar despre un capitol astăzi, despre capitolul 28, poate o să începem puțin din capitolul 29, dar este secțiunea numărul 3, spune aici în introducere, secțiunea numărul 3, cuprinde capitolele de la 28 până la 35 și este secțiunea finală a primei diviziuni din cartea Isaia. Prima diviziune are trei secțiuni, aceasta este secțiunea finală, de la capitolul 28 la 35. Aici ni se prezintă încă o dată mâna năprasnică a judecății și pedepsei lui Dumnezeu, însă ne bucurăm că această secțiune nu se sfârșește așa, doar cu pedeapsa, ci cu gloria viitoare dincolo de judecată și pedeapsă. Ni se arată ce se va întâmpla după aceasta. Și într-o scurtă recapitulare, în diviziunea 1, de la capitolele 1 la 35, fost trei secțiuni, prima judecata și pedeapsa, adică în aceste secțiuni, judecata și pedeapsa sunt accentuate, sunt principale. Binecuvântarea este pusă în plan secundar, dar nu este lăsată pe din afară. Nu se vorbește în niciunul din aceste secțiuni sau calupuri de capitole doar despre judecată, fără să se amintească și ceva despre binecuvântare, mai ales pentru poporul lui Dumnezeu. Uneori chiar și pentru celelalte popoare care vor fi judecate, este menționată și restaurarea lor. Altele nu vor mai fi restaurate. Dar în special pentru poporul lui Dumnezeu, în această secțiune este accentuată judecata, mai mult despre asta se vorbește, dar de fiecare dată nu se termină o secțiune sau o idee fără să se amintească și restaurarea sau binecuvântarea. De aceea zice aici, totuși este în plan secundar binecuvântarea în această secțiune, în primele 35 de capitole. Și haideți să ne uităm atunci la capitolul 28, care se titulează Judecata și pedeapsa împotriva Samariei. Samaria este cetatea, sigur noi știm că este o regiune din zilele Domnului Iisus Hristos, regiunea de mijloc dintre Galileea și Iudeea. Dar aici se referă și la regiune, dar în mod deosebit la cetatea Samariei, care este capitala regiunii și face parte, este capitala regatului de nord, adică cele 10 seminții sau Israel. Cuvântul cheie este în versetul 1 și este vai. Dacă vă amintiți, în capitolul 5 despre via Domnului au început câteva vaiuri și apoi din când în când s-au mai rostit cât un vai. Și acum iarăși vine o porțiune în care sunt rostite în fiecare capitol câte un vai. Și aici, în versetul 1, dacă poate cineva să citească versetul 1. Avem câteva informații despre această așezare, despre această cetate a Samariei. În primul rând, ea a fost întemeiată de Omri, unul dintre regii lui Israel, regii din Împărăția de Nord. Haideți să ne uităm, aici spune în 1 Regi, capitolul 16 și versetul 24. Dacă găsește cineva, poate să citească 1 Regi 16 cu 24. Da? Deci iată cine a construit. Și acest el, care este dat numai cu pronumele personal la început, în versetul dinainte, 23, ni se spune că este Omri, care a început să domnească peste Israel în al 31-lea an al lui Asa, regele lui Iuda. În timp ce Asa, regele lui Iuda, domnea în Ierusalim, în al 31-lea an al lui Asa, în Israel a început să domnească Omri. Și el a cumpărat de la Shemer, muntele Samariei, și a zidit această cetate și a pus numele Samaria, care derivă de la Shemer, stăpânul muntelui de la care a cumpărat cetatea. Deci Omri este unul din regii răi, toți regii din nord au fost răi, Omri este unul dintre cei mai răi dintre ei, n-a domnit prea mult, dar el a întemeiat această cetate.
unul dintre urmașii de vază ai lui, care a fost cel mai rău rege din Împărăția de Nord, este Ahab. Da? Avem o altă informație aici. Era capitala regatului de Nord, am spus. Așezarea, sau mă rog, locația geografică, câteva date, nu știu cât de mult vă puteți imagina, nu am pus o hartă aici, poate altă dată, dar ea se află față de Ierusalim, să zic așa, se află poziționată mai sus un pic, către nord, și, cum vedeți dumneavoastră, deci mai aici Ierusalimul, cam așa aici este Samaria, către Marea Mediterană. Ierusalimul este mai mult către Iordan, iar Samaria este puțin deasupra și către, cum este asta, vest, către Marea Mediterană. Cum spune aici, era situată la înălțimea de 91 de metri sau 300 de picioare, cam aproximativ 91 de metri deasupra nivelului mării. Avem Marea Moartă, care este sub nivelul mării, de aia se numește Marea Moartă, unul dintre cele mai joase locuri de pe pământ, să zic așa. Locuri pe uscat mă refer, nu de la adâncime. Și la 64 de kilometri nord de Ierusalim și la 40 de kilometri de Marea Mediterană. Deci mai aproape decât Ierusalim, un puțin de Marea Mediterană. Această cetate reprezintă frumusețea, splendoarea și bogăția celor 10 seminții ale Împărăției de Nord. Cu alte cuvinte, era lauda Împărăției de Nord. Cetatea Samariei era lauda lor, cu ceea ce se lăudau. Și spune aici, vai de Samaria. Bine, spune, vai de coroana îngânfată a lui Efraim. Efraim este Împărăția de Nord, este Israel, cele 10 seminții. Dar înțelegerea noastră trebuie să fie vai de cetatea Samariei. Despre ea vorbește aici. Aceasta este coroana îngânfată. Era lauda lor. Da? Cum se laudă astăzi oamenii cu nu știu ce orașe mari, de unde își fac cumpărături sau unde se câștigă bani mulți, unde se face comerț, unde există, mă rog, populație cosmopolită și așa mai departe. Da? Profetul compară frumusețea acestei cetăți cu a unei flori care se vestejește după ce petrecerea s-a terminat. Asta ni se descrie în mod plastic, dramatic, în versetul 1. Vai de floarea vestejită a podoabei sale strălucitoare, care este pe culmea văii mânoase a celor care sunt biruiți de vin. Adică după ce se trezesc din chefuri și petrece. Samaria este ca o floare care se va vesteji. Dacă poate cineva versetul 2 să citească? Iată, Domnul, care nu o întoară și puternic, ca o curățună de grindină, ca o vijelie distrugătoare. Ca șuvă, șuva este puternicea de la flori care îl mândă, o va împrânti la pământ cu mâna sa. Acest om tare și puternic de aici nu este altcineva decât asirianul sau împărăția Asiriei, asirianul, nuiaua lui Dumnezeu pe care o folosește ca să disciplineze împărăția de nord și să pună la pământ coroana îngânfată a lui Efraim. Frumusețea și puterea lui Israel este destinată vestejirii. Versetul 3 din nou amintește despre coroana îngânfată a bețivilor lui Efraim, va fi călcat în picioare și în versetul 4 spune floarea vestejită a podoabei ei strălucitoare, care este pe culmea văii mănoase, va fi ca o smochină timpurie care se vede înainte de culesul roadelor și pe care abia o iei în mână și îndată o înghiți. Este destinată vestejirii. Aici vorbește despre, profeția vorbește și despre regele lui Iuda, Ezechia. Ezechia este unul din regii buni al lui Iuda, este unul din regii în timpul căruia Isaia, profetul, trăiește. Este către sfârșitul lucrării lui Isaia. Da? Și Ezechia înseamnă puterea lui Jehova. Aveți anii domniei lui și în nota specială ni se spune ce legătură are cu el, pentru că împlinirea acestei profeții cu privire la cetatea Samariei și la faptul că ea se va vesteji ca o floare și, mă rog, coroana nu fata bețivilor lui Efraim va fi trântită la pământ și așa mai departe,
Împlinirea acestei profeții într-un mod parțial va fi împlinită în al șaselea an al domniei lui Ezechia, care este anul 722 înainte de Hristos, este anul în care împărăția de nord este dusă în robia asiriană. Da? În acel an, Sargon al doilea și Salmanasar al cincelea, sunt cunoscuți în istorie, au cucerit împărăția de nord, au dus în captivitate cetățenii din împărăția de nord și au adus alți cetățeni păgâni acolo în locul lor și au repopulat locurile acelea. Era un model sau, mă rog, un plan pe care îl foloseau unii regi ca să poată să dețină în continuare controlul, să mute populațiile, să-i dezrădăcineze din locul lor, din cultura lor, ca să le slăbească sentimentul de putere, de suntem pe pământul nostru, trebuie să ne luptăm și așa mai departe. Deci parția s-a împlinit atunci. Avem aceste lucruri înregistrate în Cartea 2 Regi 17 și în Isaia, capitolul 10. Și avem încă o notă aici, faptul că Irod cel Mare, cel în timpul căruia s-a născut Domnul nostru Iisus Hristos, a reconstruit Samaria în anul 37 înainte de Hristos. Punctul 2, promisiunea gloriei rămășiței poporului care au rămas credincioși, în versetul 5 și 6. În ziua aceea, Domnul oștirilor va fi o coroană a gloriei și o diademă a frumuseții pentru rămășița poporului său. În ziua aceea, când coroana lui Efraim va fi îndepărtată, cu alte cuvinte, când gloria lor, cu ceea ce se lăudau ei, cu bogăția acelei cetăți, cu strălucirea acelei cetăți, cu chefurile și bețiile și destrăbălarea lor, când a fost luată în robie, a fost pusă jos, a fost vestejită, uscată ca și o floare care se vestejește, atunci s-a ridicat coroana Domnului și gloria Domnului. Și aici vorbește despre rămășița lui Iuda, care, deși au fost și ei atacați de asirieni, puțin mai târziu, în vremea lui Ezechia, care fusese martor atunci când asirienii au cucerit Samaria, Dumnezeu i-a dat putere, cum înseamnă numele lui, puterea lui Dumnezeu sau lui Jehova, și ei au rezistat. Iuda este rămășița credincioasă și Domnul însuși va fi gloria rămășiței poporului său. Cele două aspecte ale împlinirii acestei profeții în ziua aceea, din versetul 5, se referă mai întâi la zilele imediat următoare anului 722, când Samaria a fost cucerită și Israel a fost dus în robie. După 8 ani, în 714 înainte de Hristos, Sanherib, este foarte cunoscut numele în Biblie, vine împotriva Ierusalimului. Sigur, el era purtătorul de cuvânt, noi cunoaștem mai mult numele lui, dar el nu era conducătorul armatei. Dacă mi-aduc bine aminte acum, Tartan, cred să se numește conducătorul armatei, apare și el în Biblie, dar mai puțin, mai mult apare Sanherib, pentru că el este cel care îndrăznește și vorbește și aruncă acele cuvinte evreilor care stăteau pe ziduri. Dar el era, într-un fel, dacă vreți, negociatorul sau purtătorul de cuvânt. Au fost trei lideri care au fost trimiși de împăratul Asiriei atunci. Capitanul oștirii era Tartan, Sanherib și încă unul dintre ei, nu-mi scapă acum numele, Rabșache, așa este. Rabșache, da? Și Dumnezeu a cruțat cetatea Ierusalimului. Avem asta în Isaia 37, o să vedem, și în 2 Regi 18 și 19. Și al doilea aspect al acestei profeții se referă în ziua aceea, la ziua finală, când Israelul se va întoarce în țara sa și va fi binecuvântat în vremea împărăției. Tot o rămășiță se va întoarce, da? De va fi, spune sămânța voastră, cât nisipul mării, numai o rămășiță va fi scăpat. Și mulți dintre ei au murit de-a lungul veacurilor și încă vor mai muri și vor rămâne doar o rămășiță care vor fi asediați din nou în jurul Ierusalimului, dar Dumnezeu le va da biruință acestei rămășițe și El va fi gloria lor. De la versetul 7 până la 13 avem cuvinte de avertizare pentru Iuda, către Iuda acum. Împărăția de nord deja s-a dus în robie,
Dumnezeu spune că va păstra o rămășiță și El va fi gloria lor, dar îi avertizează și pe ei. Și profetul Isaia avertizează cu privire la judecata și pedeapsa care era gata să apară din cauza păcatului și vorbește despre Iuda acum, dacă poate cineva să citească versetul 7 și 8. Începutul versetului 7 spune, dar și ei. Cum adică dar și ei? Se face referire la cei despre care a vorbit la începutul capitolului, cei din Samaria, cei din Împărăția de Nord, și ei au avut problema asta, s-au dus în robie, Dumnezeu a cruțat Iuda, i-a păzit de invazia asirienilor și cu toate astea spune, dar și ei n-au fost mai buni. Și spune, au făcut aceleași lucruri, beție, destrăbălare, preoții, profeții s-au rătăcit în viziune și așa mai departe, s-au împiedicat în judecată, adică n-au făcut judecată dreaptă și s-au făcut de râs. Și au făcut de râs pe Dumnezeu și poporul său. Și apoi, nu doar atâta că au făcut lucrurile acestea, uitați ce au mai făcut cei din Împărăția de Sud, din Iuda. Ei s-au umplut de mândrie. În versetul 9 și 10, ei spun, și aici se referă lui către Isaia, cel care a adus această profeție, pe cine vrea el să învețe înțelepciunea? Cui vrea el să dea învățături? Unor copii înțărcați de curând? Căci învățătura, nu știu cum să vă citesc să înțelegeți aici, hai să citesc așa cum este prima dată, căci învățătura trebuie să fie peste învățătură, învățătură peste învățătură, regulă peste regulă, regulă peste regulă, puțin aici, puțin acolo. Acum, cei care au făcut traducerea și au pus, observați că au pus acele cuvinte înclinate, da? Cu litere înclinate. Asta înseamnă, ei au considerat că trebuie să adauge acele cuvinte, fiindcă nu se înțelegea, parcă lipsea ceva acolo. Și ei le-au dat acele cuvinte pentru că în versetul 13 se repetă această logică, să zic așa, și acolo sunt cuvintele acestea. Cuvântul Domnului va fi învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură și așa mai departe. Și ei au adăugat, trebuie să fie. De fapt, nu știu cât de mult clarifică aceste cuvinte aici, fiindcă ei se mândresc aici și într-un fel se simt jigniți că ei sunt preoții și profeții lui Israel și ei sunt conducătorii religioși, așa cum s-au simțit jigniți când a venit Iisus din Nazaret să învețe pe ei. Și Isaia vine să le spună lucrurile astea și vrea să învețe la ce se referă aici, căci învățătura trebuie să fie, pe cine vrea să învețe el înțelepciunea? Cui vrea el să dea învățătură? Unor copii înțărcați de curând? Ce el vrea să ne învețe ca și ăsta cititul și scrisul în clasa întâia, ca și ABC-ul, așa, învățăturile cele mai simple, el nu știe cine suntem noi, el nu știe cât de avansat suntem noi și se referă, îl disprețuiesc pe profetul Isaia și felul în care îi abordează. Pentru că el spune, trebuie să o luați de la început, linie peste linie, învățătură peste învățătură, fiindcă v-ați rătăcit în viziuni, sunteți adânc în păcat, și ei se simt ofensați. Cine ești tu să ne spui nouă asta? Noi știm legea, noi știm cuvântul. Vii tu să ne iei acum cu lucrurile începătoare și nu știi dacă am fi să aplicăm la, mă rog, la viața noastră și la lucrurile din zilele bisericii, cum ar fi să vină un pastor tânăr sau, mă rog, un învățător și niște frați, surori pocăite de 20-30 de ani, să se simte mustrată de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că în niște predici poate vezi niște lucruri în Cuvântul lui Dumnezeu care nu le împlinești sau le faci altfel. Și imediat omul firesc îi sare țandăra și zice, cine este ăsta să ne învețe pe noi? El nici măcar nu era născut când noi ne-am pocăit. Și el ne ia acum pe noi cu lucrurile astea începătoare și așa mai departe. Asta este atitudinea pe care au avut-o ei față de Isaia. Pe cine crede el că învață? Cui vorbește el așa cu lucrurile astea simple? Da. Și chiar dacă ei le știau la nivelul minții lucrurile astea și aveau memorat o grămadă de versete,
din Scriptură, nu le aplicau în viața lor. M-am spus, acesta a fost unul dintre lucrurile care m-au uimit în bisericile care am fost înainte, cât de multe versete din Biblie știau și aproape la orice vorbeai cu ei, chiar în timpul săptămânii, așa era într-un cerc de pocăiți, tot timpul aveau o replică din Biblie, cu cuvinte din Biblie. Dar parcă nu se lega de viața lor în practică. Ei știau și de aici, și de acolo, și de acolo, și tot timpul îți răspundeau cu Biblia, dar viața lor nu îi afecta cu nimica. Știau multe lucruri din Biblie, dar nu le trăiau. Așa erau și ei. Și se simțeau ofensați de Isaia, care îi ia ca pe niște copii, ca pe niște învățăcei, care trebuie să învețe din nou de la început. Mândrie și dispreț. Și profetul îi avertizează despre lucrurile acestea. Pe de o parte, erau bețivi și imorali și stricau judecata și apoi mai erau și mândri și disprețuiau pe profetul lui Dumnezeu care a fost trimis la ei. Și apoi, la punctul B, spune, îi mai avertizează de ceva. Din nou, din partea Domnului avertizează. Cu privire la influența străinilor asupra poporului Dumnezeu. Și aici vine partea cu vorbirea în limbi, da? Sau cu vorbirea în alte limbi. Și lucrul acesta este menționat de Apostolul Pavel atunci când îi mustră pe credincioșii din Corint despre abuzul cum foloseau ei, într-un mod greșit, vorbirea în limbi, se referă la această profeție a lui Isaia și la alte lucruri menționate în Vechiul Testament. Dacă poate cineva să citească versetul 11. Isaia spune, nu vreți să ascultați învățătura asta simplă, învățătură peste învățătură, lucruri de bază, pe limba voastră v-a trimis Dumnezeu? Atunci o să vă trimit un popor cu buze străine ca să vă vorbească. Și aici se referă, spune în materialul nostru, la asirieni, aș adăuga eu și la babilonieni, pentru că ei au fost cei care i-au cucerit până la urmă pe cei din Iuda, pe împărăția de sud și, într-adevăr, i-au vorbit cu limbă străină și au fost duși acolo în robie și spun salmiștii, cum să lăudăm noi aici pe Domnul? Zice, cuceritorii noștri ne cereau cântări de laudă, să le arătăm cum cântam noi pentru Domnul nostru, dar noi ne-am agățat alăutele în copaci și nu mai aveam chef să cântăm cântări de laudă când templul era dărâmat și noi eram duși în robie. Și ce vreau să spun este că dintotdeauna limbile străine au fost, adică neînțelese de cei cu care vorbești, n-au fost un semn de bun augur prin care Dumnezeu a făcut lucruri bune, ci a fost un semn al judecății. Când apar prima dată limbile străine în Biblie? La Babel. Da? Tot pământul vorbea o singură limbă. Nu era nicio problemă. Dumnezeu n-a vrut să nu ne înțelegem unii cu alții. Și este o regulă a înțelegerii Scripturii, felul în care apare o învățătură, un concept, un personaj pentru prima dată în Scriptură, este aceeași cum va sta până la sfârșit. Nu va schimba, nu va trece dintr-o parte în cealaltă. Se va mai adăuga niște caracteristici, mai multă lumină asupra lui, dar va rămâne, dacă apare ca ceva rău sau negativ, așa va rămâne până la sfârșit. Și Babelul, Babilonul, așa a rămas până la sfârșit. Salemul, Ierusalemul, așa va rămâne până la sfârșit. Da? Ninive, așa a rămas până la sfârșit. Și Asirian. Și vorbirea atunci când Dumnezeu trimite pe cineva să vorbească în limbi străine care nu-l auzi, bineînțeles în mod intenționat, nu-l înțelegi, pardon, este un semn al judecății, nu este altceva. Și Pavel menționează asta în 1 Corinteni, capitolul 14, și face referire, una dintre situații este această profeție a lui Isaia. Și Isaia avertizează, nu vreți să învățați așa linie peste linie, cuvânt peste cuvânt, învățătură peste învățătură, ca și copiii mici? Cum zic ei, cine crede că suntem noi copii încercați să ne ia cu clasa întâia, cu grădinița? Noi suntem mari teologi. Și dacă nu vreți să învățați așa, o să vă trimită pe unii cu limba care nu înțelegeți, spune, oameni cu buze bâlbâitoare și cu limba străină va vorbi poporul acesta. Este o avertizare pentru judecată. Versetul 14 până la 22 vorbește despre legământul cu moartea.
Iuda, împărăția de sud, încearcă să se apere de invazia armatei asiriene, făcând un legământ cu Egiptul, care legământ este numit aici legământul cu moartea. Politica externă, spune închenarul acesta lui Iuda, face acest legământ cu Egiptul, care este comparat ca fiind moarte. Vă amintiți de Ahaz, împăratul lui Iuda, care a fost foarte speriat la începutul lucrării lui Isaia, profetul, de alianța din nord. Și a vrut să facă tot felul de alianțe și a chemat pe asirieni ca să scape de Siria și de Efraim și așa mai departe. Și profetul Dumnezeu i-a spus, nu te teme de ei, Dumnezeu este cu tine. Și din nou, acum Iuda este avertizat pentru că ei vor zice, las că știm noi cum o să scăpăm de asirieni. Și încearcă să facă un legământ, cum este numit aici de profetul Isaia, legământul cu moartea. Versetul 14 și 15, de aceea ascultați cuvântul Domnului, batjocoritorilor, care stăpâniți peste poporul acesta din Ierusalim. Pentru că ziceți, noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut o învoială cu locuința morților, când va trece urgia apele năvălitoare, nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul și ca adăpost minciuna. Sigur, ei nu vedeau Egiptul caracterizat de minciună și de faptul că nu îi va ajuta cu nimic și le va aduce decât moartea. Dar Dumnezeu le spune exact ce au făcut și cât de mult se pot baza pe legământul acesta și pe alianța aceasta. Dumnezeu le spune prin Isaia, nu va dura, deoarece Egiptul este doar un adăpost al minciunii. Veți fi înșelați. După cum au fost și asirienii, i-au ajutat în prima fază și după aceea i-au atacat. Doar cei care, le spune Dumnezeu prin Isaia, acest legământ pe care vă bazați voi, această alianță cu Egiptul, nu vă va ajuta. Este ca și cum ați făcut o alianță cu moartea. Egiptul este locuința, adăpostul minciunii și al neadevărului. Vă vor înșela. Dar dacă vreți să știți ce vă va ajuta, le spune Dumnezeu prin Isaia, cei care își vor pune încrederea în piatra din Sion. Și aici este o profeție care este menționată în Noul Testament. Spune Apostolul Petru, voi pune în Sion o piatră de potignire pentru mulți, care se vor împiedica. El este o piatră de scăpare, dar mulți se vor împiedica, se vor potigni și vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Doar cei care își vor pune încrederea în Hristos, piatra din Sion, dacă poate cineva să citească versetul 16. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, un patrimoniu în Sion, o piatră îndreptată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului, o temelie puternică. Cel ce o va lua ca sprijin, nu se va gândi să fugă. Această alianță vă va scăpa, le spune Isaia. Alianța cu națiunile puternice și mari, cu Egiptul, nu vă va scăpa deloc. Dar voi pune o piatră în Sion de ajutor. Bineînțeles, pentru ei a ajuns piatră de potignire mai târziu, dar vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Este singurul care vă va ajuta să scăpați de mânia lui Dumnezeu și de judecata lui Dumnezeu. Haideți să citim în 1 Petru, capitolul 2 și versetul 6. Este amintită această profeție, spune Apostolul Petru, pentru că este scris în Scriptură, iată, pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, cel ce se încrede în el nu va fi făcut de rușine. Dar, cum spune Noul Testament în altă parte, piatra din capul unghiului, piatra aleasă, a fost lepădată de ei, de zidare. Au zis că nu este bună și s-au potignit în el. Astfel, Dumnezeu le spune prin Isaia, este inutil să faci legăminte cu națiunile păgâne. Egiptul. Cum poate să vă ajute pe voi o națiune păgână? Când noi, copiii lui Dumnezeu, noi, poporul lui Dumnezeu, suntem aici, Dumnezeu ne lasă aici ca să-i ajutăm pe ei și să fim o lumină pentru ei. Și noi, când suntem amenințați de ei, când rămânem fără bani, când rămânem în situații de strâmtorare lumești, în loc să strigăm la piatra din Sion, noi vrem să fugim să facem alianțe cu națiunile păgâne, care au bani și care au influență în lumea asta,
și credem că ei ne vor scăpa pe noi. Noi suntem aici ca să-i scăpăm pe ei din iadul care va veni. De asta ne lasă Dumnezeu aici. Cum să facem noi alianță cu ei ca să scăpăm? De la versetul 17 spune Dumnezeu, voi face din dreptate o linie de măsurat și din dreptate un fir cu plumb și grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului, adică Egiptul, adăpostul minciunii. Și apele vor înneca adăpostul ascuns al minciunii și legământul vostru cu moartea va fi nimicit și locuința voastră și învoiala voastră cu locuința morților nu va dăinui. Când va trece urgia apelor năvălitoare, veți fi striviți de ea. Îndată ce va trece, vă va lua, căci va trece în toate diminețile, zi și noapte, și numai vuietul ei vă va îngrozi. Și merge mai departe, Dumnezeu le spune, este inutil ce ați făcut voi, numai piatra din Sion vă poate scăpa. Este salvarea pe care o dă Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. O împlinire mai importantă va fi legământul lui Israel cu Anticrist, acestei acțiuni pe care i-au întreprins-o atunci. Și citim în Daniel, capitolul 9, cu 27, că în ultima săptămână din cele 70 ale lui Israel, în săptămâna necazului cel mare, ei vor face un legământ cu Anticrist ca să-i ajute, ca să zidească templul și să-și restaureze închinarea. Și vremea asta este foarte aproape. Ei sunt foarte dornici, foarte dornici să zidească templul și să reia închinarea. Și cine o să-i ajute? Da? Anticristul o să-i ajute. Și va face un legământ cu ei ca să prindă și el mai multă popularitate și putere. Și spune Daniel 9 cu 27, el va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, adică 7 ani. Dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Și pe aripa urcinilor va veni unul care pustiește, până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât. La jumătatea săptămânii va desacraliza templul și va începe persecuția. Ultimii 3 ani și jumătate vor fi groaznici pentru ei. Și la sfârșitul capitolului 28 avem punctul 5, înțelepciunea lui Dumnezeu în probleme de judecată și pediapsă. De la versetul 23 spune profetul Isaia către ei. Nu uitați, este rămășița lui Iuda aici. Plecați-vă urechea și ascultați glasul meu. Fiți cu luarea minte și ascultați cuvântul meu. Cel ce ară pentru semănătură, oare necontenit? Toată ziua își brăzdează și își greblează el pământul? Oare după ce a netezit fața pământului, nu aruncă el măzăriche și nu seamănă chimeni? Nu pune el grâul în rânduri, orzul într-un loc anumit și secara pe margini? Căci Dumnezeul lui l-a învățat să facă așa. El i-a dat aceste învățături. Despre ce vorbește aici? Aplecați-vă urechea și ascultați, spune poporul lui Dumnezeu. Ăsta este planul înțelept al lui Dumnezeu. El nu va continua să are Ierusalimul la nesfârșit. El nu va continua să vă pedepsească la nesfârșit. El pregătește pământul. Dar vine vremea în care se va semăna și se va secera, după cum fermierul nu are necontenit. Vine vremea când seamănă într-un mod organizat și când vor veni roadele. Seamănă și culege. Și aceasta este înțelepciunea lui Dumnezeu în judecată și pediapsă, versetul 29. Și lucrul acesta vine de la Domnul oștirilor. Minunat este planul lui și mare este înțelepciunea lui. Noi știm să cârtim, să murmurăm, să ne plângem. De ce tot așa? Ce tot atâta judecată? Cât mai este până vine Domnul? Cel batjocoritor spune, nu va mai veni, va fi tot așa. Dar Dumnezeu este înțelept. Este o vreme acum în care națiunile păgâne stăpânesc peste poporul lui Dumnezeu. Este vremea neamurilor. Și Dumnezeu își pregătește un popor al său din toate națiunile pământului. Și va veni vremea la Armagedon când rămășița poporului său Israel va fi scăpată și că va fi instaurată împărăția de 1000 de ani și se vor vedea roadele. Aceasta este înțelepciunea lui Dumnezeu, dacă ne convine sau nu ne convine. Dacă vom crede, vom sta în picioare. Dacă nu vom crede, nu vom sta în picioare.
prin credință vom fi alături de Domnul. Domnul să ne ajute să avem credință, să nu descurajăm, să ne încurajăm unii pe alții, să nu tânjim după lucrurile națiunilor păgâne și lucrurile materiale ale lumii acesteia, să nu facem alianță cu ei atunci când avem vreo problemă, fiindcă nimeni nu poate să ne ajute așa cum poate să ne ajute Domnul nostru. Lucrurile de pe pământ de aici ne pot ajuta temporar, dar numai Domnul poate să ne rezolve problema pe termen lung. Și Domnul să ne ajute să cunoaștem această înțelepciune a Lui în toate lucrurile, și aici este, în cuvântul Său, El ne descoperă această înțelepciune. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.